Slavă ție, Doamne Iisuse! Slavă ție, Doamne Iisuse! Slavă ție, Doamne! Duhul Tău să curgă în această dimineață! Duhul Tău să ne umple, Doamne! Lasă ungerea Ta, Doamne, peste leviții în această dimineață, Doamne! Lasă ungerea Ta, Doamne! Lasă fie lucrarea Ta! Vrem să ne săturăm de Tine în această dimineață! Vrem să gustăm, Doamne! Să vedem cât ești de bun. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Zice Scriptura. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Vrem să gustăm din Tine, Doamne. Din bunătatea Ta. Din mila Ta, din dragostea Ta. Din acceptarea Ta. Slavă Ție, Iisuse. Slavă Ție, Iisuse. Are you glad?
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, amin, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine dintre noi crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Domnul Iisus a murit și pentru familiile noastre, amin? Știu că dorința multora dintre noi e ca cei din familiile noastre să fie mântuiți și vrem să răspândim acest mesaj, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea. Hai să mai repetăm acest refren, de-aia eu cred, amin? Familiile noastre și să mai cântăm acest spre refren, eroul cel vestit, și vreau să cântați vocile noastre și pianul, amin? Să știți ce vreau să spun.
ce vinde Mântuitorul ce ne-a salvat. Yeah.
declară liber sunt. Meu, 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 meu.
Aș dori dacă putem să cântăm o cântare în care să chemăm vindecarea lui Dumnezeu. Eu mă ating de poala hainei tale și sunt vindecat, sau altă cântare ce vă pune Domnul pe inimă. Și aș dori să cântăm această cântare cu credință și în timp ce vom cânta această cântare sau după ce o vom termina, aș dori să facem o rugăciune specială, în mod special cu toată biserica. Și vă zic că mi-a pus Domnul Iisus pe inimă lucrul acesta și aș dori să ne rugăm în mod special pentru sora noastră Rodica. Pentru sora Rodica, să ne rugăm ca Domnul Iisus Hristos să se atingă de inima ei, de sufletul ei, de trupul ei. Eu n-am vorbit astăzi cu dânsa, nici dânsa n-a vorbit cu mine, dar am avut îndemnul ăsta în inimă și l-am în continuare. Să ne rugăm doar pentru sora Rodica în timpul următor, ca Domnul să aducă o vindecare deplină pe duhul, sufletul și trupul ei. Sunteți de acord? Haideți să cântăm o cântare, și apoi eu aș vrea să ne rugăm pentru sora Rodica. Nu trebuie să veniți în față, puteți să stați acolo. Cine are pe inimă și e lângă dânsa, poate să-și pună mâinile peste ea și să se roage pentru vindecarea dânsei. Cum vă va călăuzi Dumnezeu, dar simt că este important să ne rugăm pentru sora noastră și să chemăm numele Domnului peste ea. Am cântat și au fost 3 cântări și am zis, Doamne, asta e o confirmare de la tine, în fiecare cântare se vorbește despre vindecare. Haideți să ne rugăm, haideți să cântăm și să ne exprimăm prin cântare credința că Domnul lucrează, că Domnul se atinge, că Domnul vindecă, că Domnul restaurează și apoi să ne rugăm, să ne unim împreună, să ne rugăm pentru sora noastră ca Domnul să aducă o vindecare deplină peste ființa ei. Haideți să cântăm și apoi să ne rugăm. Doamne, chemăm numele Tău în aceste clipe, Te lăudăm și ne închinăm Ție. Chemăm numele Tău, Doamne, în mijlocul nostru. Doamne, mărturisim că suntem chemați după numele Tău. Aleluia! Suntem chemați după numele Tău. Pentru că Tu ne-ai răscumpărat. Pentru că Tu ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu. Pentru că Tu ai plătit pentru noi. Doamne, și vrem să ne atingem de Tine, Doamne. Și vrem să ne lăsăm atinși de Tine în această dimineață. Vrem ca Duhul Tău să curgă, Doamne, și uleiul Tău, Doamne, să umple candelele noastre, Doamne, și să ardem pentru Tine, Doamne. Să ardem pentru Tine. Slavă Ție, Iisus. Slavă Ție. Închinăm Ție, Doamne, Iisuse. Închinăm Ție. Fața la Aleluia. De poala hainei tale și sunt vindecat. Prin tine eu primesc viață și sunt
Tu ești cel care dai cu mâna largă și fără mustrare celui care te caută, celui care te dorește, celui care tânjește după tine și după lucrurile de sus. Da, Doamne, și ungerea vine de la tine cel uns pentru cei care vor să trăiască într-o gloria și slavă Lui. Îți mulțumim că ești cu noi și ne cercetezi.
ești, Doamne, Dumnezeu nostru și Tată. Mielul Tău, vrednic este mielul care a fost jumbat. Slăvit să fie Tău, îți mulțumim, Doamne. Lăudat să fie Tău, ești Domnul vieții noastre. Cel ce ne-ai mântuit și ne-ai dus la viață. Este grija ta pentru fericirea noastră. Osana, Osana.
din dragoste pentru Cel care a fost mort și a înviat, pe care Tu l-ai înviat a treia zi după Scripturi. A Domnului și Mântuitorului nostru, Fiul Tău preiubit, vrem, Doamne, să alegem într-un act voit să ne întoarcem cu toată inima la Tine, la Cuvântul Tău. Alegem, Doamne, să ne continuăm viața așa cum ne învață Sfânta Scriptură, în ascultare, în supunere, în ordinea împărăției Tale. Doamne, Cel ce ne vorbești când într-un fel, când într-altul, îți mulțumim că în bunătatea Ta ne-ai vorbit și în această dimineață. Chiar dacă modul acesta, Doamne, de multe ori nu este acea formă care ne-ar place nouă cel mai mult, dar Cuvântul Tău ne arată că și mustrarea Ta a fost o expresie a iubirii și a durerii pentru poporul care s-a dovedit neascultător, care a fost ignorant, care au sfidat legile Tale. Doamne, ajută-ne să învățăm din greșelile lor și dă-ne harul ca într-o atitudine de smerenie. Fiecare dintre noi să ne lăsăm mai departe conduși de Duhul Sfânt să devenim cu adevărat lucrători împreună cu Tine, nu fără Tine. Fii binecuvântat în mijlocul nostru, binecuvintează sufletele noastre și fie ca această săptămână, Doamne, să fie o săptămână cu posibilitatea revederii noastre, cu bucuria închinării și a aduce jertfe de mulțumire înaintea Ta pentru Fiul Tău preiubit. Binecuvintează frații mei, surorile mele, ai milă de noi toți, Doamne, îți mulțumim că ești gata întotdeauna să ne ierți, dar ajută-ne să deosebim ceea ce este de preț de ceea ce nu este de preț. Știm că ascultarea are un loc special în inima Ta, mirul acesta de mare preț. Ajută-ne, Doamne, să Ți-l oferim pe tot parcursul vieții noastre și să nu mai iubim lumea, nici lucrurile ei. Dă-ne harul să ne punem în ordinea împărăției Tale, să descoperim frumusețea și intimitatea cu Iisus, care n-are egal pentru viața noastră pe pământ. Mai presus de orice și oricine, Iisus Hristos să domnească în viețile noastre, să domnească în familiile noastre, să domnească peste lucrarea și biserica aceasta și peste biserica Ta de pretutindeni. Să scântăm nu doar cu buzele, ci să vină din inima smerită a fiecăruia dintre noi. Aleluia! Să fie numele Domnului!